Hai că nu agităm, lăsăm ușor. Bă. Dar mă graștiu. Lasă că n-are nimica. Graș trainic, nu-l dărâmă. Îți mulțumim tare mult că ne-ai primit aici la tine, la fermă. Cu drag. Și vreau să zic că ne-a încântat sufletele mie și lui Cipri de la Borșa. Din prima, numai cum am văzut-o pe ea, mă gândesc că înăuntru da, ai tot avem. Așa piese frumoase. Avem ceva. O iapă foarte, foarte frumoasă. Observ, da. Observ că are un căpăstru tare frumos. Da, am căpăstat. Un căpățan făcut de un băiat de aici, de la Susen, de la noi, din județul Mureș. Și face el așa, așa ceva? Aha, mult, curele, orice. După ce prinzi iapa, ne-l poți arăta să-l vedem așa, să-l da, ținem în mână? Super, super frumos. Geta e o iapă de 8 ani, 9 ani. Geta. Frumos nume, să știi că eu n-am mai auzit numele Geta la o iapă. Da. Ce zici? Măcar că am văzut ceva cai. Unicat. Da. Acum poate că... Fiecare, cum îi place acum. Da. Eu așa am cumpărat-o cu numele ăsta. Cum te înțelegi cu ea? N-ai treabă, așa-i? Foarte bine. Cu minte. Mă asculte. Da, vorbeam acum cu prietenul tău, cu Ionuț. Că am fost la el de și-o ridicat premiul. Da. Vorbeam cu el că și tu ai fermă. Da. Am înțeles că ai vaci, ai oi. De toate. Cum te descurci cu vacile? Bine, cum nu-i problemă pe ele, sunt pășune. La iarnă e mai greu, așa-i? Iarnă e mai greu, cu furaje. Câte vaci ai acum? Cu tinere 40. Nu ți-e ușor, așa-i? Nu mai greu cu oamenii. Greu cu oamenii, așa-i? Pe unde mă duc toți au problema asta cu oamenii. Da, nu găsești oameni serioși. Ce am înțeles că ai și turmă de oi? Da, avem și oi. Și? Oile cum e? Tot așa. E bine acum. A? De primăvară nu avem probleme cu ele, când ăsta iarbă. Cum a fost iarna asta? A fost un pic mai lungă. Geta. Da, a fost lungă, destul de lungă. Și grea, zăpadă aici la noi de... Ăștia-s băieții cu aspiratoarele. Se plimbă pe cer. Are o muscă mare? Da, dar păi le stresează că ele-s finuțe. Da. No. Poți să ni-l arăți pe... Da, să ni-l arăți și pe celelalte. În gard le ții, în gard? Da. Dar măsarul cu el. Dar măsarul cu el. Nu le montează. Am montat, dar la fine am montat acasă. Și gata? Gata, nu mai. Nu sare pe ea. Nu mai stai acolo. Hai, bă. Tu te arunci cu... Din spate. Ah, babanule. Stă în gard electric, nu are chef de jucării. Pomarare. Hop.
El iar măsarul care îl țin trebuie pe. Da. Da, mă, sunt aprilie a făcut de aia. E, da, le-ai dat la muntă, nu le-ai dat încă, da. Le-ai dat? Da, ia, pentru că a fost mai înainte muntată. Aici ne prezint un mânz românesc, murg, foarte frumos. Zici că are 2 ani acum? Da. De la Bihor l-am adus. De unde? De la Bihor. Tu. La Ionuț Popa. Un băiat tot așa, are o iepuță. Tot așa? Neagră mama lui. Da. Stai că s-a fost murg. Da, e un exemplar foarte frumos. Fii atent ce cap frumos are. Da. Elegant. Acum așteptăm. O privire frumoasă. Are 2 ani până la 4-5 ani. Atunci. Văd că l-ai potcovit. Văd că l-ai potcovit? Da. A potcovit că e greu și... Își roade unghiile. Mai trebuie scos la plimbare, chiar un sar și la piatră. Cum te înțelegi cu el? Bine, cu minte. A? Mă sap timp de el să scot afară. Parcă lumea se înțelege mai bine acum cu animalele decât cu oamenii, așa-i? Cu siguranță. A? Mai ales cu unii oameni. Nu te înțelegi deloc. Țuri-vă. Da, acum ai armosat de montă. Deocamdată nu-l pot transporta, da? Dacă avem ea pe pești prin împrejurime. Să le placă de voi cum. Da? De micuț, de micuț. Uh-huh. Cum era, jucăuș tare? Da, l-am luat direct de la țâță, de la maică sa. Aha. Da, îi place la aici la tine. Da. Eu zic că aici caii la tine au o viață foarte frumoasă. Le place. Și mă bucur. Mă bucur când văd animale ținute frumos la oameni faini. Voi cum? Și noi suntem relaxați. Știi cum zic? Eu, de exemplu, sunt foarte relaxat aici la tine. E liniște. Știi cum zic, Cipri? Zic că nu ești și tu la fel. Da. Dacă nu recunoști, e o problemă. Recunosc. Să mă duc să aduc și pe ceilalți. Că era potcovit atunci de iarnă. Să-i legați bine. Da. Să scoți în cap, că păstră. Frumos. Și de atunci se teme de ea. N-are treabă că e nici în pășuni. A fost o lecție. Omul frumos, fără soseții, îmi place. Da. Nu prea are... Nu are semne. Am ușit de avea o... Distinctive. Era mult mai. Nu, are și un pic pe... Pe picioare nu... Bine că nu are. Da. Oricum și aia care au, n-au nicio treabă, mie îmi plac pe aia. Da, știu, dar majoritatea că... Da, îi lăsăm pe majoritatea... Toate mânjii cu soseții. Da, îi lăsăm pe majoritatea... Să se gândească la alte chestii. Cu următoarea că scoate mânjul pe soseții. Da. Dar mai de mult nu s-o... Atâta timp cât el are un corp frumos și... Păi să le place cum se... Auzi ce-o zis băiatul. Ne repezi, te rog. Da, însă atâta timp cât are un corp frumos și... Corect. Nu neapărat contează culoarea. Deci să fie corect, nu? Cum a fiecare, da, să fie corect. Dar corectitudinea la cai se ține așa. Trebuie să ai spațiu adecvat pentru el, trebuie să ai o alimentație adecvată pentru el. Și trebuie ca tu să îți petrești timpul, din timpul tău să petrești cu ei. Da. Și atunci poți să zici că da, bă, uite-te. Deranjează mult pe acum. Da. Poți să scoți alt exemplar. Am o mânzuță micuță. E, voi, culele. Mare chef. No, îmi place tare mult ce văd aici. Oi, oi, oi. Poftim? O tinerică. Da. Măzuță. Pe ea cum o cheamă? Steluța. Steluța? Ea n-are steluță în frunte. Nu are, când a fost mic, a avut câteva fire albe și acum așa a rămas numele. Și ce vârstă are ea? Acum la sfârșitul lui le face un an. Da, e frumoasă, frumoasă. Da. Seamănă cu geta. Măcar nu au nicio legătură. De sânge.
Mai sportivă e un pic. Face. Zice steluța. Da. Mai a dispărut steluța. Aha. Zic, vreau să zic că are un cap tare frumos. Da. E o fetiță sensibiluță, e așa. Da. Așa-i? Steluța. Fii atent ce poziție are pe picioruțe, îmi place. Pieptuț. Învață așa să se prezinte. Observ că ai cai românești aici. Da. Ești cu inima pentru autenticul nostru și... A? Da. Astea le place aici la noi. Da. Deci e vorba și de zonă, climat, și tot, de tot, tot. Ce faci pe... Rezistență maximă. Pe sora ei e mai mică, așa-i? Da, acum a fost atât. Bun, să o vedem că suntem curioși. Poți să o duci pe ea. Aici, păpai, nu se zulește. Aici ne prezinți mama mânzuței ce ne-ai prezentat-o adinea ori afară. Da. Ea are... Și cu o mânzuță îi dau zile. Mânzuță? O mânzuță? Da. Da, foarte frumoasă. Văd care i-ai pus ciucuri dintre ăla cu românesc. I-am pus un pic să vedem. Da. Să vedem cum arată. Da. Încă nu am avut în cap. Ești fericit că ai așa mânzuță frumoasă? Da. Ha? Da. Toate-s drăgălașe când îți mici. Aha. Și ei când îți mari sunt frumoase. Da. Și peste ăla, tot de 9 ani. Ne-o poți învârți un pic pe după becul ăsta, dacă te rugăm. Da. Să o vadă și ciprică. Se uită foarte atent, dar... Un pic, e mai gol aia, nu? Dă-o mai încolo un pic, mai încolo un pic. Hai să-l. Ei, lasă că suge ea, ha. Așa. Poți să o întorci acum așa ușor încolo, către... Așa, poți să o lași acolo. Și acum vedem bine. Stella, ce vârstă are? Tot 9 ani. A făcut acum în primăvară. Da, ei nu-și arată, nu, ea nu-și arată vârsta. Nu. Bine, nu sunt așa ei munciți. Să zic că... Le merge bine aici la mine. Bine, că mai lucrez cu ei, da? Lucrez frumos. Da, din când în când. Nu exagerat. Nu. N-am prea avut timp. Greutăți și tot felul de chestii. Mai aduci câte un pic de iarbă, mai aduci câte un balot. Da, pentru vaci. Acum, pentru animale. Așa. Da, așa e pe sară tot, mă. Aha. Cum? Așa e da, pe sară, e. Da. Le place să danseze. Dar adevărat că e până la 9 zile, nu văd. Da, nu văd așa, e liber. Nu văd așa bine, nu? Sau? Da, nu văd așa bine. Că de-aia sunt un pic și mai sperioși, că nu știu când pui mâna pe ei, sau? Da. Aici, la ferma lui domnul Ionuț. Domnul Ionuț, mulțumim tare mult pentru de ospitalitate și că ai avut răbdare cu noi. Drag, cu mine și cu Cipri. Și vreau să zic că ne-ai încălzit sufletele cu exemplarele care le ai, care le deții aici în fermă. Mă bucur. Și ce pot să zic este că azi am avut o zi frumoasă, ținând cont că am întâlnit doi tineri fermieri. Și da. Cam rar. Bine zic, Cipri? Păi cam rar, da. Cam rar să vezi tineri fermieri. Mai trebuie și ca noi. Da. Fiecare acum. Aveți o viață frumoasă, aveți vieți frumoase aici. Da. Într-adevăr, vorbeam cu Cipri adineori când voi erați în graj, că e foarte frumos vara. Iarna e un pic mai greu, dar mă gândesc și că... Da, iarna e frumos, da? Mai greu. Da. Cristela. Îți mulțumim tare, tare mult, încă o dată. Cu drag, vă mai aștept.
Arunca pâine și să se vede acolo peșteșorii.